o mare parte din viața mea am încercat să fiu băiatul acela perfect. Băiatul acela cu căruia ies toate perfect aproape. Și chiar mă supăram dacă nu îmi ieșea ceva perfect. Încercam mereu fie să iau 10 la toate materiile, fie să în fiecare zi să merg și la sală, să-mi iasă și să meditez, să-mi iasă să și fac un video bun, să le fac pe toate perfect. Și asta nu este un lucru de multe ori posibil. Și mai ales când nu reușeam, mă supăram foarte tare. Mă enervam și mă certam pe mine însumi. Ceea ce nu e bine absolut deloc. Pentru că tu atunci când te cerți pe tine însuți, tu strici sănătatea mentală foarte, foarte rău. Și nu mai zic că dacă tu l-ai ratat pe mai multe, vei fi foarte supărat. Cum mi s-a întâmplat mie într-o zi. Nu mi și se un video bun, nu am reușit nici să citesc, nici să meditez. Și atunci m-au supărat să m a m-au niște gânduri negative. Nu era din cauza că acesta nu era scopul meu, nu era din cauza că nu voiam să mai fac YouTube, nu mai voiam să vorbesc. Nu era din cauza că eu am pus prea multă presiune pe mine, am cedat și apoi m-am supărat. Am greșit cu ceva, am cedat și voiam să mă dau bătut. Am realizat asta chiar acum o zi, două. Că mereu încercam să fiu perfect. Încercam să ating perfectul și dacă nu mă, și dacă nu-l atingeam, mă supăram. Ceea ce nu e, nu e rău să vrei să atingi perfectul, totuși e rău să vrei să te superi, să, să te superi dacă nu ți iese. Nu ar trebui să te superi dacă nu ți iese, din cauză că nu suntem în paradis, nu suntem în rai ca să zici că perfectul e ceva normal. Perfectul este imposibil aici. Nu există lumină fără umbră. Plus că odată ce ești perfect, vrei din ce în ce mai mult, vrei să fii și mai perfect, și mai perfect și nu te mulțumești niciodată cu ceea ce ai tu. Și automat ești mai nefericit. Pentru că vrei, vrei, vrei. Ești într o constantă căutare de mai mult. Odată ce m-am oprit din a mai mă vedea așa, din a mai încerca să devin perfect, perfect și de a mă supăra dacă nu mi iese, am început să mă bucur de lucrurile mai mărunte. Am început să mă bucur că am meritat astăzi, am început să mă bucur că am scris așa de multe jurnal, că am făcut scripturile acestea într-o zi și mi-a plăcut să mă bucur de lucrurile acestea mai mărunte. N-am mai încercat să fiu perfect, n-am mai încercat să fac toate temele, n-am mai încercat să filmez o grămadă de videouri ca să mă supăr iară. Nu. Am zis să o las puțin tel mai moale, totuși, dar m-am bucurat de fiecare lucru. Școala chiar te poate transforma într-un om destul de perfecționist. Un om perfecționist care încearcă să fie cel mai bun și la matematică, și la muzică, și la alea. Ceea ce e destul de greșit, pentru că nu poți să fii perfect la toate. Nu, le, nu poți să fii la fel de talentat la muzică ca la mate, ca la toate celelalte. Trebuie să te alegi doar câteva pe care vrei să fii specific talentat, vrei să fii specific mai bun și pe alea să te axezi. Nu merge să încerci să le iei pe toate. Omul care încearcă să bagi cât mai mult în el, e omul gras. Nu prea merge. Trebuie doar să-ți alegi câteva ingrediente pe care vrei să le mănânci, și, pe, și, a avea o dietă foarte bună și vei avea o dietă foarte bună. Nu merge să încerci să iei tot, să încerci să apuci fiecare lucru, să fii cel mai bun în fiecare domeniu. Perfecționismul vine din mai multe surse principale. Prima ar fi școala. Următoarea ar fi familia ta care pune presiune pe tine să le faci pe toate, să faci și la școală, să te duci și la noți, să te duci și la sport și să duci și să mai faci și treburi prin casă. Nu e rău că te pun și spun acest stres pe tine, Totuși, când o fac la un nivel destul de mare, atunci devine destul de dăunător. Pentru că tu, când vrei să le faci și pe vrei să-ți faci și temele, poate mai ai și un business la care vrei să lucrezi, nu mai ai timp să le faci pe toate. Și mai ales dacă nu-ți iese să le faci, atunci te vei supăra cel mai mult. Atunci vei, te vei, vei da cu pumnul masă, te vei da cu capul de pereți. Te vei da pur și simplu bătut, pentru că nu mai ai unde să pui lucruri de făcut. Trebuie să-ți alegi câteva esențiale pe care vrei să le faci, care contează mult pentru tine și pe restul să le dai iba. Pentru că altfel nu vei excela la nimic. Imaginează-ți energia ta, imaginează-ți energia ta că este într-un cerc. Și tu ai 100.000 de mii de săgeți. Română, matematică, engleză, muzică, sport, mama, duc gunoiul. Și ai o mie de săgeți care se duc în, cu un centimetru, care sunt de un centimetru în lungime. Acum imaginează-ți dacă ai avea trei săgeți. Doar trei săgeți. O săgeată, două, trei. Foarte lungi. În care să avansezi foarte mult. Sănătatea ta, fitnessul tău, munca ta, familia ta și așa mai departe. Doar trei lucruri din care poți să avansezi la o viteză maximă. Asta e ceea ce ar trebui să-ți găsești. Nu încerca să le faci pe toate perfect, pentru că nu, nu merge. Eu am încercat să fac asta. Eu am încercat să trăiesc așa și uneori chiar reușeam. Totuși, puțin de el mă bucuram. Puțin de tot mă bucuram din cauza că eu voiam și mai mult. Voiam cum o să fac și mai bună, și mai bună. Dar nu despre asta e vorba. Un alt mod din care poți să devii perfecționist este social media. Pentru că pe social media oamenii să se photoshopează, își pun pozele cu variante cele mai bune din viața lor și automat parcă pune un fel de presiune pe tine că vrei și tu să fii ca băiatul ăla, îl auzi pe Iman care spune că e ultima ta șansă de a deveni bogat și te pune presiune pe tine și apoi încerci să le faci pe toate, vrei să faci și școala, vrei să faci și business-ul, vrei să faci mult mai multe lucruri și nu-ți ies toate și te nervezi. și pici jos din punct de vedere mental. Perfecționismul ăsta nu mai zic că vine la pachet și cred că cu un orgoliu foarte mare pentru că te orbește e foarte greu să-ți dai seama că ești perfecționist și te orbește orgoliul acesta. Și automat te orbește și de la învățat, te orbește și de la a face mai multe lucruri, ești blocată în bula ta în care încerci să le faci pe toate perfect și nu ți iese și te enervezi. De aceea nu e bine să fii perfecționist absolut deloc. Sper că în acest video am reușit să-ți aduc ceva valoare despre cum să nu fii perfect. Nu încerca să fii perfect, nu încerca să faci pe plac tuturor, alege decât câteva lucruri esențiale, maxim 3 lucruri esențiale pe care să le îndeplinești dacă nu stabilești lucrurile esențiale, ți le vor stabili alții, ține minte asta. Dacă mai vrei să vezi videoclipuri la un youtuber neconvențional ca și mine, te-aș ruga să lași subscribe, va fi un câștig pentru amândoi. Primul link din descriere este extra ajutorul meu pentru tine, al doilea link din descriere este serverul meu de Discord, unde facem apeluri săptămânale și unde poți să-mi dai mesaj. Și ultimul, dar nu cel din urmă, începătorul de astăzi este maestrul de mâine.